În primele 5 jocuri din acest an, în seria Nord a Ligii a 5 Argeș, tinerii fotbaliști de la Aro 2 Mușcelul Câmpulung au registrat tot atâtea victorii, unele chiar la scor, reușind să înscrie de 34 de ori. Pornind de la aceste considerente, câmpulungenii au început pe călcâie partida de duminică contra celor de la ACS Valea Mare Pravăț. Vălimărenii însă au luat jocul în serios, luptând pentru fiecare minge. Așa se face că au deschis scorul destul de rapid în minutul 11 prin Mihai Florin Bodea. Acesta avea să fie scorul primei reprize. Câmpulungenii nu s-au trezit nici la pauză, prin urmare au mai încasat două goluri în partea secundă, reușite semnate de Adrian Suseanu și Vlăduț Palade. Văzându-se în fața primei înfrângeri, fotbaliștii cu pretenții de a juca în Liga a 3-a, la prima echipă, au avut o tresărire de orgoliu și au punctat de 3 ori în doar 5 minute. Mai întâi, Robert Bălășoiu și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 70, pentru ca 2 minute mai târziu Alin Pavelescu să limite, iar în minutul 75, Ianis Șerban a punctat pentru 3-3. La final, tehnicianul câmpulungenilor, Petre Iliescu, a recunoscut faptul că elevii săi au abordat partida cu o ușoară oboseală, dar și faptul că au avut în față o echipă redutabilă, care a dat totul pentru un rezultat mare. Un meci dificil și echipă foarte bună, Valea Mare, dar noi efectiv am avut ieri meci și astăzi am avut foarte, foarte puțini copii. Era normală, dar una peste alta, ca joc a fost, din punctul de vedere al copiilor de la Ara, au jucat foarte, foarte bine. Cum apreciați participarea asta în Liga 5-a în ceea ce privește dezvoltarea tinerilor în perspectivă? Da, e un lucru foarte bun. Deja și Liga 5-a nu mai e ce a fost. Deja sunt echipe foarte bune, deja se joacă fotbal, iar la noi o parte din copii nu avea unde să joace, pentru că avem un lot foarte mare și nu poți să le dai jocuri la 25-26 de copii din lot. Și atunci a venit varianta asta foarte, foarte bun și iată că jucăm și duminica cu efectivul care nu a avut ieri meci și care nu a jucat ieri. Din această perspectivă ar fi utilă înscrierea și în sezonul următor? Categoric da, dar e posibil să mergem cu două echipe de republicani și atunci va fi cu totul și cu totul altceva. Depinde ce va decide conducerea, dar se pare că va fi și o astfel de variantă. În același timp, antrenorul formației din Valea Mare Pravăț, Cătălin Stoica, a ținut să-și felicite jucătorii pentru risipa de efort și spiritul de dăruire de care au dat dovadă în acest joc. Un meci foarte greu, o echipă foarte, foarte bună, care face antrenamente de 4 ori pe săptămână. Ne-am ridicat totuși la nivelul lor, am reușit să conducem 3-0, am căzut fizic după minutul 70. Un rezultat bun pentru noi, din punctul meu de vedere. Cred că și colegii mei sunt mulțumiți. Puteam chiar câștiga, avem foarte multe ocazii și sperăm pe viitor să fie mult mai bine. Echipa merge mult mai bine după rebranduire. Da, am plecat cumva de la zero, am refăcut echipa, am adus jucători, am vrut să fim într-un progres continuu și se vede. Obiectivul? Anul acesta n-am avut un obiectiv impus, dar vă dați seama că vrem să fim cât mai sus. La anul să punem un obiectiv. Au fost 2 ani de sacrificiu în care vrem să formăm o echipă, să facem o echipă puternică și să fim acolo sus în primele. Vă doriți accederea și în Liga 4-a? Momentan nu pot spune că... Vă dați seama că ne-am dorit, dar mai trebuie lucra la baza sportivă, mai trebuie lucra la anumite lucruri și sper să le rezolvăm ca să putem accede și la Liga 4-a. E un viitor apropiat. Etapa următoare aduce pentru Vălimăreni o altă confruntare dificilă pe același stadion contra celor de la AS Dragoslavele, formație aflată pe locul 3 în clasament.